Credeți că Cioloș va fi vrijitorul președinte USR Plus sau încă să mai joacă, să zicem așa, partida dintre el și Barna? Va fi el viitorul președinte, se va întoarce la guvernare și va cere vicepremier și ministru de externe. Aha! Așa este scenariul, pentru că povestea lansată de echipa lui că ei trebuie să intre în opoziție și să aștepte până în 2024 e destul de riscant. El trebuie să ajungă la guvernare ca șef și vicepremier și apoi are nevoie de o mare vizibilitate pe externe. Marea problemă este că Iohannis se îmbolnăvește de ficat dacă preia Cioloș externele. Pentru că Cioloș nu este Aurescu. Deci ăsta este planul lui. Dar, și aici nu m-am gândit, dar uite că Simona, noroc că am prins-o pe Simona, avea dreptate. Povestea cu Misa nu e împotriva lui, ci este pentru el. Să nu uitați pentru că... electoratul lui, da. Mirel Curea, Adrian Năstase a pierdut din cauza că cineva i-a aranjat în februarie 2000, cât așa. 4, acea acțiune împotriva Mista, mai țineți minte? Da, da, da. Arestări, când am intrat cu forță. Da, iar Mista după asta în campanie l-a urmărit mai ceva decât te feliști. Că corect. Sunt ca toate minoritățile ideologice, cum vezi, sunt foarte puternice, adică vocale. Mai să dați spus ceva, că se întoarce USR-ul la guvernare, dar se întoarce chiar și în condițiile în care Câțu rămâne premier sau Câțu îl considerăm deja istorie? Mai ales că azi avem în așteptare și o decizie a CCR apropo de Muntenia. Nu, stați, că vă dau știrea, păi, hai să și comentăm. Deci, CCR a dat o decizie la care mă așteptam, anume că a fost conflict, dar că moțiunea poate să continue, însă în același timp, la un minut după, PSD a depus moțiunea proprie. Deci, asta îmi confirmă încă o dată că totuși butoanele sunt la Klaus Iohannis. Sigur că, probabil că Mirel, care e adversarul, eu nu mai sunt adversar, că l-atacă toată lumea și am devenit obiectiv. Adică, brusc. Nu, iertați-mă, am scris despre Klaus Iohannis din 2015, cred că un marfar de editorial. Bun. Tot ce am spus eu acum, îmi vine Dan Tapalagă și alții și spun... Au descoperit. Și va fi, da. Păi nu, va fi riscul, stimați de tineri domni, va fi riscul ca să se spună că ei au fost împotriva lui Iohannis și că au fost toată Iohannis. Da. Da, adică îmi spun acum, după 7 ani, că au descoperit că e monarh și ăla. Bun, și în aceste condiții... Încep să mă simt penibil și atunci simt nevoia să fiu mai echilibrat. Deci, ce înseamnă această decizie care este extraordinară în favoarea lui Iohannis? Înseamnă următorul lucru. Dacă PSD a depus moțiune și a și depus, el nu poate să voteze moțiunea Aurul USR Plus, că are propria moțiune. Deci această moțiune cade. Deci pentru raportul PNL-USR Plus, USR Plus a luat-o în bot, iertați în limbajul neanalitic. Perfect. Bun. Se ajunge la moțiunea PSD. Aur și USR Plus trebuie să voteze moțiunea PSD. În momentul în care USR Plus hotărăște să voteze, să se combine și cu PSD, e deja fata de pe șoseaua de centură. Adică vor spune, bă, stai puțin, și cu aia și cu aia. În plus, în consecință, nu va fi votată nicio moțiune, dar există, după părerea mea, un plan B. În cazul în care Aur și USR Plus dau fuga să se alieze și cu PSD, ceea ce cred că este imposibil, pentru că una este să dărâm guvernul tu, moțiunea ta, și alta să le prindem, lui Câțu, dar lui Iohannis, că nu, aici pierdem timpul, îi convine să cadă guvernul în urma unei moțiuni PSD, pentru că dacă ar pica în urma unei moțiuni USR Plus, USR Plus ar face niște mușchi de la negocieri. Oricum, cele două moțiuni se taie ca maioneză. Nu m-am gândit niciodată. Uite, și pe mine m-a luat prin surprindere această soluție genial și mecherească. Da, e bună. Da, este. Bun. Da, asta acum e... vreau să vă spun, eu la toată stima pentru Marcel Ciolacu, pe care bănești și dumneavoastră aveți. El spune două prostii.
Prima prostie este invocarea marelui succes ales pe D în Germania. Nu e niciun succes după 16 ani de opoziție. De-abia să-i bați pe ăia care au fost de 16 ani la putere, e penibil. Doi, domnul Turcescu, rezultatul din Germania ne spune un lucru mult mai grav decât credem noi. Partidele mari nu mai au putere. Ați observat? Da. Că normal era să câștige SPD-ul cu 40%. Electoratul se pare că și la, pe plan european începe să se nișeze. Ați observat? Adică nu mai votează partide mari. Zici, băi, și votează, pă, unii au fost cu AfD-ul, alții au fost cu Linke, Linke-ele de extremă dreaptă, vrea ieșirea Germaniei din NATO, a intrat chiar în Parlament. Deci ăsta este rezultatul. Doi, alegeri anticipate, presupunând că Klaus Iohannis își pierde rațiunea și el trebuie să le accepte, vor fi câștigate de coaliția de dreapta. Nu s-a epuizat pentru electorat guvernarea de dreapta. Nu s-a epuizat, au fost 8 luni, au fost certuri. Dacă domnul Marcel Ciolacu, el pierde alegerile anticipate, pariez, pentru că începe emoția aia colectivă, se unește împotriva PSD-ului și USR Plus, sunt gata, a venit dreapta, încep iar, iau câte ONG-uri avem, vreo 30.000, păi o să vedeți petiții, cum să revină la putere, știți deja propaganda. Ciuma Roșie care a făcut, ba mai vrea și Dragnea să candideze, că sigur va vrea și el, și românii votează emoțional, vor fi călcați în picioare cei de la PSD, că tocmai acum când e, ce știți ce e, rău, ei vor să nu asigure, să nu fie stabilitate. Deci din punctul acesta de vedere, nu cred în anticipate, cred că Marcel Ciolacu nici nu are interesul și dacă are o înțelegere, o are numai cu Klaus Iohannis, pentru că el știe că până în 2024 la butoane e ăla. Asta știu că nu vă surâde, dar somnul jurat, el e cu butoanele. Decizia CCR, o vedeți, e clară.